Vlad Cazino îți aduce o enciclopedie de comedie. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Vă mulțumesc foarte mult! Bună seara, minunat juriu! Bună seara! Bună seara! Costel, da? Da, Costel. Costel, ok. Din Bacău. Costel Bojoc cu G la sfârșit. Câți ani ai? Câți ani ai? Câți ani am? 40 împliniți. Mulți înainte, Costel. Mulți înainte. Hai să vedem. Bine, încep acum. Da. Ați observat! În fine, bună seara. Eu sunt un fel de Hagi al comediei, pentru că joc bine, dar exprimarea nu e punctele meu forte. Eu, pentru că talent, orice, v-am demonstrat totul, ăsta este mototoul meu în comedie. Am, n-am gluma, trag la poantă. Ăsta este devizul meu în stand-up. Și... ideea este că o să vreau să vă zic câteva glume scurte ca să râdem un pic așa, să ne încălzim. Știți de ce își duc moldovenii soțiile la bigger? Cascadă. Okay. De ce a omorât Shelly calul? Acum vă întrebați cine este Shelly? Viitorul președinte al României. De ce a omorât Shelly calul? Pentru că i-a dat o tavă. All right. Și gata cu prostiile. 18 ani de stand-up. Așa am vrut să zic și eu câteva glume ca să merit. S-o iau de jos. Am zis să o iau de jos. Fac stand-up de ceva timp și sunt oameni care mă știu de pe YouTube și vor să mă ajute, vor să-mi dea subiecte de stand-up. Și a venit acum ceva timp un băiat la mine și mi-a zis așa: Costele, am una pentru tine, dacă o bagi în program, rupi. Rupi. Fii atent, am fost la bunică mea acum ceva zile, a scos din debaraua ei un borcan de zacuscă, bă, fratele meu, când să-l desfacă, cred că o fi fermentat sau ceva. Că bum, a explodat și de aici o iei tu și o faci. Că ești bun. Na, ce să zic, fanii mei. Am un prieten care a fost acum câteva zile la bunică sa și... na, a scos din debaraua dânsei un borcan de zacuscă. Bă, oameni buni. Când să-l desfacă, o fi fermentat sau ce? Că bum, m-a explodat. Și de aici râdeți voi că sunteți buni. De aici o luați voi și o faceți și râdeți că sunteți buni. Aici chiar merge. Aici chiar merge. E bine. Îmi place, iubesc să fac stand-up, iubesc foarte mult să fac stand-up, respect foarte mult forma asta de umor și am zis să lucrez anul acesta, am zis să lucrez un pic la dicție. Indiferent dacă ești obosit sau rupt în gură pe scenă, trebuie să se înțeleagă ce spui. Nu știu dacă ați făcut exerciții de dicție de pe internet, dar n-au niciun sens. N-au niciun sens. Cărămidar nu poate cărămidărița, cărămidărit cărămidărița și nici cărămidărița nu poate cărămidări cea cărămidărit cărămidarul. Ce înseamnă cărămidări? Am deschis internetul, am scris a cărămidări pe Dex Online, nu înseamnă nimic a cărămidări. Ce face această familie de cărămidari? Pun cărămizi, fac cărămizi, iau cărămizi în gură. Ce înseamnă cărămidări? N-au niciun sens. Șase sași în șase saci. Ce saci este știri de la Observator sub formă de exerciții de dicție? Da? Care-i faza? Ce vor ele să ne transmită exercițiile astea? Ce, să nu-mi cumpăr casă în Sibiu? Sunt informații despre mafia săsească? De acolo și are Iohannis casele? Care-i ideea? Eu pup poala, popi popa, pupă poala mea? Și e această urâtă realitate a Bisericii Catolice sub formă de exercițiu de dicție. Și această vrajbă între religii. Bă, ce vor ăștia să ne bage în cap prin exercițiile de dicție? Dezvinare, pismă, ură. Am închis internetul, am zis să-mi fac propriile exerciții de dicție. Să aibă sens, poveste, mesaj, poate și un sfat strecurat pe acolo. Soția lui Sisoie se suie pe sora sa, siluind-o cu sula sa. Zici că e sinopsis la următorul serial gen Game of Thrones. Are incest, are viol. Bă, curios deodată. Deci e un băiat care seamănă cu Sisoie, care se suie pe sora lui, nu pe sora lui Sisoie, cum e creștinește normal. Și o siluiește cu sula sa. Și asta care crede că e Sisoie. Ce dracu faci, Sisoie? Ia sula asta din fața mea. Sau din fesa mea. Altul la care m-am gândit: labiile lalei sunt abile, dar lala-i labilă, labilă. Oh!
Rock bound. Și vi l-am dat lejer, vi l-am dat rar. El trebuie spus așa, la bile, la lesabile, dar la la bile, la bile. Ceea ce par și nebun când zic. Dar este și un sfat strecurat pe acolo. Don't f*** with crazy. Indiferent cât sunt de abile, labile, lali, ea totuși e labilă, labilă. Este un exercițiu de dicție cu gest. E labilă, labilă asta. Că lala mai poate fi labilă și labilă asta. Ce înseamnă că e labilă, labilă asta? Are bila leneșă, probabil e în vârstă. Poți să o... Roșu. Oricum, în ultima perioadă am zis să am grijă așa un pic de mine, merg la sală, îmi place să merg la sală. Ce nu-mi place când merg la sală este când trebuie să mă schimb în vestiar. În principal când folosesc sauna sau bazinul și trebuie să-mi dau slipii jos, ură să fac treaba asta, trebuie să mă schimb în vestiar de față cu alți bărbați, nu suport. Și ce fac? În loc să-mi pun prosopul ăla și să-mi dau slipii jos și apoi să-mi pun chiloții, prefer să stau într-un colț de vestiar așteptând să rămân singur. Așa se întâmplă. Stau într-un colț de vestiar, mă mai uit din când în când, încă-s oameni, mai stăm. Asta este, mai stăm. Să usucă slipii pe mine. Eu ar trebui să... Și când văd că nu e nimeni, se transformă totul în proba de schimbat viteză. Pentru că îmi dau slipii jos, am chiloții lângă, sar în ei și mi-i trag. Este o diferență între a-ți pune chiloții și a ți-i trage pe tine. Pentru că atunci când ți-i tragi, să fac rotocoale, ți intră în fund, ai un ieșit pe afară. Apoi îmi pun pantalonii, lucrurile astea se rezolvă din mers. Merg pe stradă, mă întâlnesc cu cineva, mă bucur exagerat. Ce faci? Slip și chelțel. Așa e la mine. Stăteam într-un colț de vestiar, așteptând să rămân singur. M-am uitat superficial, am crezut că sunt singur. Când se dau slipii jos, s-a auzit, tu ești Costel. Mam. În acel moment, poate că eram, doar că nu... Nu mă identificam cu asta, eram pur și simplu, eu sunt în fundul gol, asta este toată treaba și am și rămas blocat acolo. Deci am rămas blocat cu slip în jos, tu ești Costel, nu știu de ce nu i-am zis, nu! Că n-avea cum să mă recunoască după fund. A, tu ești Costel după slip, ăștia slipii lui Costel sunt. Și m-a luat de mână un bărbat în pielea goală, destul de făcut, în fundul gol. M-a tras de mine, hai să facem o poză, hai să ne îmbrăcăm. De ce am renunțat la pașii ăștia evoluției noastre ca oameni? Hai să ne îmbrăcăm, hai să facem o poză. Și m-a tras pur și simplu lângă el, eram cu slipii în genunchi aici. El în fundul col cu telefonul ținut drept așa, să facem o poză, că prietenul lui e mare fan. Oricine intra acolo plecat din vestiar, oricine intra în vestiar, vă las. Probabil e începutul. Și stăteam așa cu telefonul drept, ținut în drept și se uita la mine, prietena mea mare fan. Întoarce-l un pic, hai să nu prindem și... Poate îi plac doar glumele. Și cam atât din partea mea, vă mulțumesc foarte mult! Puțin, dar prost! Mersi! Pa! Ce vrei, bă? Bă, extraordinar! Costel este comediantul meu preferat, îmi place la nebunie, bă, se duce mult. Este un artist, e un copil, îi place să se joace, să săriște, e vulnerabil pe scenă, am multe de învățat de el. Iar a câștigat la carismă. Da, păi aici, întotdeauna câștigă la carismă și de aia. Eu zic mersi că încă împărțim banii egal. Asta mi se pare, aici sunt eu câștigat de fapt. Vlad Cazino ți-a adus o enciclopedie de comedie.